Iarna l-a luat din nou prin surprindere pe autorități, iar premierul a anunțat deja demiteri după primul viscol. Sorin Grindeanu este nemulțumit de modul în care s-a făcut dezăpezirea și cere ca șeful de la drumuri să plece de la conducere. Și ministrul de interne vrea să-l dea afară pe prefectul de Giurgiu după ce a încercat să dea de el și n-a fost de găsit. Sorin Grindeanu a mers într-un control fulger la Ministerul Transporturilor după ce în trafic au apărut multe probleme generate de starea vremii și nu au fost gestionate cum trebuie. Concret, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi, dezăpezirea nu a fost făcută ca la carte. Au fost descoperite nereguli în ceea ce privește stocurile de material pentru dezăpezire, în sensul în care este prea multă sare și prea puțin nisip. E inadmisibil, repet, ca la 14 ore după ridicarea codului portocaliu să avem situații de acest tip. Au avut și o strategie că dacă există cantități destul de mari de sare, nu ar mai fi nevoie să achiziționăm și nisip. Drept urmare, premierul a cerut demiterea șefului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cătălin Homor. L-am rugat pe domnul ministru Cuc să trimită corpul de control al dânsului la CNAIR și de asemenea l-am rugat să ia toate măsurile legale pentru demiterea domnului director CNAIR. Ministrul de interne Carmen Dan a cerut și ea demiterea prefectului de Giurgiu după ce a încercat să ia legătura cu el fără ca acesta să răspundă. Acum două nopți l-am căutat vreo 3 ore pe prefectul de la Giurgiu. O să-l rog pe domnul ministru să dispună încetarea exercitării pentru prefectul de la Giurgiu, pentru că e nepermis în situațiile în care ai pe teritoriul județului și vamă să fii de negăsit. Greul a trecut acum, dar iarna o să tot mai fie. În România, din cele 3.186 de unități administrativ-teritoriale, doar 2.134 au contracte de dezăpezire. O altă situație care iarăși este de nedorit și care duce într-un final, pentru că ăsta e cel mai important lucru, să nu punem în pericol vieți omenești. Cele mai circulate drumuri naționale și autostrăzi au rămas neacoperite, iar pentru unele județe au fost împrumutate utilaje din alte locații. Este ilegal ca utilajele de pe un județ să fie folosite pentru dezăpăzirea pe un județ alăturat, pentru că ele au fost licitate și contractate doar pentru județul respectiv. Mai mult decât atât, compania de drumuri are închiriate prin contractele de dezăpăzire doar 1089 de utilaje din necesarul de 2159.